Dispoziție privind convocarea Consiliului Local Bucii în ședință ordinară. În conformitate cu prevederile articolului 136, alineatul 1, articolul 134, alineatul 1, litera A, și articolul 196, alineatul 1, litera D, din ordonanță de urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, dispune. Se convoacă Consiliul Local Bucii în ședință publică ordinară în data de 22 noiembrie 2022, ore 12, la sediul primăriei Comunei Bucii. Proiectul ordine de zi este următor. 1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării compartimentului servicii publice de alimentare cu apă al Comunei Bucii în județul Bacău, fără personalitate juridică, prin structura aparatului de personalitate al primarului Comunei Bucii, în serviciu public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Bucii în județul Bacău, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Bucii, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind actualizarea statutului Comunei Bucii în județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de consolidare solicitant Nicolae Ceion din Comuna Bucii în satul Răcăuțe, județul Bacău, inițiator primarul Comunei. 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe trimestrul 4, anul 2022, inițiator primarul Comunei. 5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii a Consiliului Local Bucium, numărul 45 din 31 octombrie 2022, referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție a indicatorului tehnico-economic și a devizului general pentru obiectivul investiții, modernizare și asfaltare drumul de interes local în Comuna Bucium, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumei reprezentând categoriile de cheltuieli de finanțare de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Inițiator primarul Comunei. 6. Proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Bucii. Inițiator primarul Comunei. 7. Diverse. Doamna Președintă. Mulțumim. Supunem la vot proiectul ordinei de zi menționat de domnul primar. Cine este părintele? Dacă aveți obiecțiuni referitoare la procesul verbal al ședinței anterioare. Nu sunt. Trecem la... Supunem la vot procesul verbal al ședinței anterioare. Cine este pentru? Trecem la prezentarea referatului de motivare de la punctul numărul 1. Referat din motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea reorganizării compartimentului servicii publice de alimentare cu apă al Comunei Bucium, județul Bacău, fără personalitate juridică din structura aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucium, în serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Bucium, județul Bacău, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Bucium. Doamnă și domnul consilier, prezentul proiect de hotărâre supus să analize și dezbate diverse reorganizarea compartimentului servicii publice de alimentare cu apă al Comunei Bucium, județul Bacău, fără personalitate juridică din structura aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucium, în serviciul public de alimentare cu apă și canalizare al Comunei Bucium, județul Bacău, structură cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Bucium și a fost inițiat ca urmare a necesității de dare în exploatare a sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare din satul Bucium și satul Răcăuți, doar canalizarea sistemului public de alimentare cu apă fiind în funcțiune din anul 2007. Examinând legislația actuală în domeniul de serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, respectiv cea din domeniul serviciului utilitare de utilități publice și actele administrative de specialitate, am constatat că se impune înființarea SPAC al Comunei Bucium ca structură cu personalitate juridică, deoarece compartimentul funcțional existent în aparatul de specialitate, ca structură fără personalitate juridică, nu mai poate funcționa prin efectul legii, fiind necesară transformarea acesteia în SPAC. Față de această situație, am înțeles acest proiect de hotărâre, care conține 13 articoli și în conținutul cărora le găsim această reorganizare, specificații referitoare la patrimoniul SPAC, gestiune, atribuții, obiect de activitate, regulament de organizare și funcționare, număr total de posturi, stat de funcții și organigramă, modalitatea de tarifare și modelul contractului de furnizare, prestarea serviciului în relația cu utilizatorii. După cum veți observa în timpul studiului întregului material, deși am încercat să alegem cu modalitate și de stabilire a gestiunii de cea indirectă, nu am identificat soluții pentru delegarea gestiunii unui operator regional autorizat, de pentru care singura soluție rămasă a fost înființarea SPEC ca serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Bucium și sub coordonarea primarului comunei. Acestea sunt argumentele inițiale proiectului de hotărâre, drept pentru care vă rog să-l analizați și să aprobați. Doamna președintă. Membrii Comisiei au analizat conținutul proiectului, l-au studiat
Și au fost de acord cu conținutul acestuia. Dacă mai sunt și alte discuții în afara celor menționate președințele de comisii. Consta comisar, să punem la vot proiectul ordinii de zi, în unanimitate. Trecem la punctul numărul 2. Doctor. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării statutului comunii Buciu, în județul Bacău. Doamne și domnilor consilieri, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și prezentat spre consultare și dezbatere publică până la data ședinței de astăzi se referă la aprobarea actualizării statutului comunii Buciu, județul Bacău, și a fost motivat de fapt că urmarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 57/2019 privind codul administrativ s-a stabilit în articolul 104 alineatul 1, Consiliul Local aprobă statutul unității administrativ-teritoriale prin hotărâre care se poate modifica și completa în funcție de modificările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora. Pornind de la aceste dispoziții cu caracter normativ, precum și de la prevederea ordinului MDP de a numărul 25/2021, pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, anexa 1, dar și faptul că prin hotărârea Consiliului Local Buciu numărul 49 din 19 decembrie 2007 s-a aprobat statutul comunei Buciu, am constatat că acest statut trebuie actualizat conform noilor prevederi. În acest sens, pornind de la elementele cuprinse în vechiul statut, elementele nu au apărut în ultima perioadă, dar și de la respectarea structurii statutului conform ordinului menționat mai sus, s-a întocmit proiectul de statut care are în componență următoarele informații. Cadrul legal, reprezentant general al unității administrative teritoriale, autoritățile administrației publice locale, căile de comunicație, principale instituții care își desfășoară activitatea pe rază teritorială AOT, funcții economice ale unității administrative teritoriale, bunuri din patrimoniul unității administrative teritoriale, serviciile publice existente, atribuirea și schimbarea denumirilor de sărci și obiective de public local, societatea civilă, partidele politice și culte care își desfășoară activitate pe raza comunei, participarea publică, cooperarea sau asocierea, dispoziții tranzitorii și finale. Anexele de la 1 la 14 cu privire la care s-au făcut referiri în conținutul statutului. Proiectul de hotărâre a fost depus pe consultarea publicului în conformitate cu dispozițiile legii numărul 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală și, prin urmare, propun spre analiză și dezbatere conținutul statutului comunei Buciu conform documentul administrativ înaintat. Doamna președinte. Mulțumim. Vreau să spun cu președintele comisiei. Mulțumesc. În urma analizei proiectului, membrii comisiei au fost de acord cu aprobarea actualizării statutului comunei noastre. Mulțumim. Să punem la vot proiectul de adiție la prezentație. Dăm cuvântul domnului primar pentru punctul numărul 3. Bine. Referat de motivare la proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire, solicitant Mihalache Cerioan din Comuna Buciu, satul Răcău, județul Bacău. Doamnelor și domnilor consilieri, prin proiectul de hotărâre prezentat am venit cu propunerea de aprobare a scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire pentru domnul Mihalache Cerioan din satul Răcău și argumentez această propunere cu următoarele. După cum poate vă amintiți, în anul 2019, pe data de 24-25 octombrie, în satul Răcăuți a izbucnit un incendiu, iar urmările acestea au constatat în arderea completă a trei locuințe și deteriorarea uneia a patra locuințe. Printre locuințe care au ars în totalitate se află și acea domnului Mihalache Cerioan de la numărul 218. Documentele care stau în sprijinul celor menționate sunt procesul verbal de intervenție numărul 380/10/2019 al Inspectoratului pentru situații de urgență sub unitatea de detașament de pompieri onești și raportul de intervenție întocmit în date de 25-10-2019 de SVSU Buciu. Întrucât solicitantul dorește să construiască o nouă locuință în locul celei arse, a solicitat scutirea de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire. Consider că prin aprobarea acestei cereri, Consiliul Local Buciu poate acorda un mic ajutor familiei domnului Mihalache, de astfel, această soluție s-ar putea încadra în prevederea articolului 476 aliniatul 1 litera K din legea numărul 227/2015 privind codul fiscal, cu modificări și completările ulterioare. Având în vedere cele menționate mai sus, rog consilierii să analizeze și să aprobe proiectul de hotărâre referitor la aprobarea scutirii de la plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire solicitant Mihalache Cerioan din Comuna Buciu, satul Răcău, județul Bacău. Doamna președintă. Mulțumesc. Membrii comisiei au fost de acord ca domnul Mihalache Cerioan să fie scutit de plata taxei pentru eliberarea autorizației de construire. Dacă mai sunt și alte discuții, supunem la vot proiectul de hotărâre. Trecem la punctul numărul 4.
Referat de motivare la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Bușim de trimestru 4, anul 2022. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care îl supunem astăzi dezbatere dumneavoastră se referă la rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma totală de 160.000 lei, sumă rezultată din suplimentarea comunicată prin adresa numărul 3674 din 3-11-2022 de către AJFP Bacău, prin care a transmis influențele asupra bugetului local în ceea ce privește sumele defalcate din TVA repartizate Comunei Bucim pentru echilibrarea bugetului local. Având în vedere această sumă, am analizat și am propus repartizarea pe categorii de cheltuieli astfel încât să acoperim necesarul până la sfârșitul anului 2022. De asemenea, am propus prin proiectul de hotărâre și diminuări de sume de la unele capitole și transferarea la alte din cadrul bugetului local. Astfel, la secțiunea de funcționare a Comunei Bucim, atât la partea de venituri și la partea de cheltuieli, a fost armonizată corespunzător suplimentând cu suma totală de 10.000 lei. A fost transferată suma de 5.000 lei de la capitolul 5102, Autorității Executive, titlul 5102-59, alte cheltuieli, la titlul 5102-20, bunuri și servicii, și suma de 25.000 lei de la capitolul 5602, transferul cu caracter general între diferite nivele administrației, titlul 5602-51, transferuri curente, iar diferența de 25.000 lei a fost transferată la capitolul 7402, Protecția mediului. Titlul 7402-20, bunuri și servicii. La secțiunea de funcționare Comunei Bucim, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, a fost modificată cu suma totală de 150.000 lei, care au provenit din cei 160.000 lei atribuiți de AJFP Bacău. A fost diminuată suma de 600.000 lei de la extinderea rețelei alimentare cu apă și suplimentată cu suma de 600.000 lei la investiția extinderea rețelei de canalizare în satele Bucium și Răcăuți. S-a diminuat cu 25.000 lei achiziționarea de costume populare și cu 40.000 lei investiția în modernizarea sistemului de iluminat public în Comuna Bucium, deoarece aceste credite nu mai erau folosite până la finele anului 2022 și s-au repartizat pentru capitolul transporturi active nefinanciare în vederea efectuării serviciului de proiectare, faza PTH, întocmire cai de sarcini, DTAC, DTOE, pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumului de interes local în Comuna Bucium. Având în vedere argumentele prezentate, rog să supuneți dezbatere și aprobări proiectul de hotărâre prezentat. Doamna președintă. Doamna președintă. Dăm cuvântul doamnei președinte Comisiei de Buget. Vă mulțumesc. Membrii comisiei au aprobat acest proiect propus de domnul primar privind rectificarea bugetului local. Mulțumesc. Dacă vreți să spuneți acest subiect. Dacă nu sunt, supunem la vot de hotărâre. Referat de motivare. La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării hotărârii Consiliului Local Bucium, numărul 45 din 31 octombrie 2022, referitoare la aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorului tehnico-economic și a devizului general pentru obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumului de interes local în Comuna Bucium și Prețul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumele prezentând categoriile de cheltuieli de finanțare de la buget local pentru realizarea obiectivului. Doamne și domnilor consilieri, motivat de solicitarea de clarificare transmisă de Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, ca urmare a încărcării documentației pe platforma Angel Salini pentru semnarea contractului de finanțare cu termen cât mai urgent, posibil am inițiat proiectul de hotărâre pe care îl analizați și dezbați în această ședință. În fapt, este vorba despre aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local Bucium, numărul 45 din 31 octombrie 2022, în sensul ca anexa 1, prevăzută la articolul 2, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferențe obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul de interes local în Comuna Bucium, Județul Bacău, din hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 45 din 31 octombrie 2022, se va înlocui cu anexa numărul 1 la prezentul de proiect de hotărâre, respectiv anexa numărul 2, prevăzută la articolul 3, privind aprobarea devizului general aferente obiectivul de investiții modernizare prin asfaltare drumul de interes local în Comuna Bucium, Județul Bacău, din hotărârea Consiliului Local Bucium numărul 45 din 31 octombrie 2022, se va înlocui cu anexa numărul 2 la prezentul proiect de hotărâre, celelalte prezente în hotărârea Consiliului Local Bucium rămân Bucium numărul 45 din 31 octombrie 2022, rămânând același. În concret, în data de 2 noiembrie 2022, a fost încărcată pe platforma Angel Salini documentația referitoare la obținerea finanțării pentru investiția de mai sus. În data de 9 noiembrie 2022, prin solicitarea de clarificări atașată de documentația proiectului de hotărâre, la data de 9
9 noiembrie 2022, prin solicitarea calificării atașată la documentația proiectului de hotărâre, s-a stipulat să se devină la hotărârea Consiliului în sensul corectării anexei 2.2.2.2.C cu trecerea valorii la șanturi care nu au fost cuprinse inițial în această anexă. Prin urmare, în anexa numărul 1, indicatorii tehnico-economici, în tabelul 2, la poziția 6, șanțuri și rigole, a fost completată cantitatea și valoarea ceea ce a determinat și modificarea anexei numărul 2, devizul general al investiției. Întrucât proiectul pentru această investiție urmează a fi înscris pe lista pentru finanțare și datorită urgenței în completarea documentației cu hotărârea solicitată, vă rog aprobarea în formă prezentată. Doamna președintă. Mulțumesc frumos! Membrii comisiei au avizat favorabil acest proiect prin modificarea hotărârii Consiliului Local din 31 octombrie 22. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai sunt Deferat de motivare la proiectul de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Vici. Doamnelor și domnilor consilieri, potrivit articolul 480 alineatul 5 din ordonanța de urgență numărul 57/2019 prin codul administrativ cu modificări și completări ulterioare, evaluarea performanței individuale al funcționarului public se face anual de către evaluator, iar pentru Secretarul General al Unității Administrative Teritoriale, calitatea de evaluator o are primarul împreună cu doi consilieri desemnați prin hotărâre. Astfel, articolul 485 din alineatul 5 în ordonanța de guvern numărul 57/2019 privind codul administrativ cu modificări și completări ulterioare prevede evaluarea performanței profesionale individuale al secretarului general al Unității Administrative Teritoriale se realizează de către o comisie de evaluare formată din primar și doi consilieri locali desemnați în acest scop cu majoritate simplă prin hotărârea Consiliului Local. Având în vedere cele relatate mai sus, precum și referatul de necesitate numărul 4817 din 16/11/2022, întocmit de Secretarul General al Comunei, cu privire la procedura de evaluare a performanțelor profesionale individuale, supun atenție Consiliului Local proiectul de hotărâre privind desemnarea Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Secretarului General al Comunei Bucem pentru activitatea desfășurată în perioada 01-01-2022, 31-12-2022. Doamna președintă. Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei președintele Consiliului. Membrii Comisiei au aprobat în unanimitate ca cei doi consilieri să facă parte din Comisia de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale doamnei secretare. Dacă nu mai sunt și alte discuții, supunem la vot pentru hotărâre la punctul 6. Mulțumim, unanimitate de voturi. Dacă mai sunt și alte probleme, la diverse, dacă nu sunt, declarăm ședința închisă.